O nouă cauză medicală este tot mai frecvent întâlnită între solicitările Serviciului Reghinean de Ambulanță. Medicii spun că se confruntă tot mai des cu apeluri pentru cazuri de consum de substanțe interzise. De cele mai multe ori, pacienții sunt tineri. Să aibă grijă sau să evite stimulentele, pentru că, din păcate, în ultima perioadă, sunt mai multe cazuri și aici de suspiciuni aproape confirmate de consum de substanțe halucinogene, psihostimulante sau droguri, cum ni se spune. Medicul de urgență mai declară că cei mai mulți care au apelat serviciul de urgență 112 în primele luni ale anului curent au fost pacienți cu afecțiuni cardiovasculare, provocate mai ales de schimbările de temperatură. Cazurile chiar serioase și care au nevoie de ambulanță de terapie intensivă, care aveți aici în spate, sunt cam din zona bolilor cardiovasculare, boli de inimă, infarct miocardic, accidente vasculare cerebrale, traumatisme, accidente rutiere. Parcă în ultima perioadă ne-am bucurat să fie terminate odată drumurile din zonă și acum ne pare rău pentru că se conduce cu viteză și cu neatenție și parcă au crescut numărul de accidente rutiere. Ca o concluzie a primelor 7 luni ale anului, potrivit medicului de urgențe, situația este asemănătoare cu perioada anului trecut, atât din punct de vedere al numărului de solicitări, cât și al afecțiunilor din cauza cărora pacienții au solicitat ajutor. Comparativ cu ceilalți ani sau cu perioada corespunzătoare anul trecut, suntem cam la același nivel de solicitări, cam și număr de kilometri. Pentru că oricât ar fi o perioadă lungă, egalizează și numărul și frecvența cazurilor, pentru că se întâmplă de toate într-o perioadă mai lungă. Medicii recomandă în perioada următoare mare atenție celor care merg la scăldat. E recomandat să nu intre brusc în apă, să evite consumul de alcool și expunerea la soare pe o perioadă îndelungată.